Bună, numele meu este Georgiana și sunt voluntară în cadrul proiectului My Story. Filmul pe care urmează să-l urmărim descrie viața unei basarabence nevoită să-și petreacă ultimii ani din viață la una zi. Eu sunt Maxim Valentina, basarabeancă de felul meu, dar am trăit numai în România aici, adică România e și Basarabia, tot România. Din 1918, tata meu a fost rus, de Rusia. Dar cu războiul din 1918 s-a cunoscut cu mama mea la Tighina în Basarabia și a rămas aici. În 22 m-a născut pe mine, am avut părinți foarte buni. Tata era așa cu minte și mama la fel. Și în timpul ăsta a copilăriei noastre, eu cu sora mea, îmi rugam pe mama mea și ne-am tare iubeam pe bunici. Mamă, lasă-ne să ducem la bunica, o leacă la bunicu. Zice, când ne aproba, așa ne bucuram să o vedem pe bunica și pe bunicu tare mult. Bunicii unde erau? Poftim? Bunicii unde erau? Unde stăteau? Păi, în Tighina, orașul Tighina, în Basarabia, pe malul Nistrului. La 16 ani, m-am dus și eu la un bal. Acolo am cunoscut pe soțul meu. Soțul meu era sub locotenent atunci. Ne-am cunoscut la bal. Vreau să mă iei căsătorie. Părinții nu m-au lăsat. Eu aveam de 17 ani. Și era mie 29, o diferență mare între noi. Iar noaptea să ne dispărțească deloc. Soțul a spus, dacă dumneavoastră nu-mi dați fata în căsătorie, eu mă împușc aici. Și mor aici la dumneavoastră curte. Eu fără fata matare de aici nu e din curte. Nu au tata și mama și fata și ne-am căsătorit în 40. În 40 de ani. La 12 februarie de ziua mea. De ziua mea a fost nunta și am făcut nunta, ne-am căsătorit. Bun, soțul meu a făcut la 8 grădiceri, la Tighina, la mine acolo, servici. Și de acolo, în 40, tot în 40, în februarie m-am născut, m-am căsătorit. Iar, prin octombrie, parcă așa ceva, a intrat rușul. S-a ocupat Basarabia. Soțul fiind ofițer, cu armata, au venit în coace, eu am rămas pe loc. Nu ne-au lăsat pe noi ruși să ne retragem familiei. Până la urmă ne-am înscris și am venit aici în România. În România era. Și am stat aici. În 46, a fost s-o încheiat armistițiu. Fiindcă era prea multă armată. S-a deblocat o parte din armată. S-a intrat și soțul meu deblocat și nu mai era în serviciu militar. A intrat în cooperație. Soțul meu era din Pașcani, cu Hieci, alături, un sat Hieci, așa îi spune. Cizile sororile lui, mă Ionel, nu sta tu în Iași, că n-ai cu ce plăti chiria. Vine sat, tu ai și pământ, ai și tot, așa avem grijă. Și vine. Așa, și tot în 40, în februarie a făcut nunta și în noiembrie am născut și eu băiță. Tot în anul celălalt. Și război, tot în anul celălalt, tot a fost în anul celălalt. Și am plecat la Hieci. Am făcut casa acolo, am stat acolo. Părinții mei trăiau. Vine mama din Basarabia, dacă eram de oraș, crescut în oraș, a văzut la țară că e vorba de pământ, vorba de muncă, vorba de la țară. Mi-a cumpărat casă în oraș, în Pașcani. Și am venit și am trăit în Pașcani și acum la fel tot în Pașcani. Unde aveți casă? În Pașcani, în Vatră. În Vatră, nu? Da, acolo, pe Steapa cel Mare. Uh-huh. Acolo am avut casă, mi-a cumpărat părinții, casă acolo. Băiatul care a spus că am avut un singur copil, mai mult n-am avut, sunt surat, avea doi copii, adică doi nepoți am avut, tot băieți. Și având 33 de ani,
era foarte bun conducător, avea mașina lui. A intrat în tractorul el și a intrat cu o bară și a rupt inima la volan, a murit pe loc. De cu viața Paraschiva, dimineața. Și a rămas fără copil, cu doi nepoți, care acum sunt în Belgia. S-a retras în Belgia acolo. A murit și soțul, am 17 ani când a murit și soțul, și a rămas singur. Nepotul ăsta care l-am crescut, m-a luat la el, bunică, vin de casa, apartamentul, că de acum nu mai stăteam la casa mea, stăteam la apartament ca un schimb. Când bărbatul era bătrân, de acolo putea să aducă lemne, nu știu, și am făcut cu alții și ne-au dat apartament și noi am dat casa. Deci bunică, n-ai să poți sta singur, bunică a murit, hai la mine să stai, vin de apartamentul și vin la mine. Am vrut, dar până la urmă m-a convins, ai stai foarte bine, trebuie să fii spalat, trebuie să fii îngrijit, în mâncare, tot, la mine ai stai foarte bine. M-a luat. După 3 luni de zile, soția lui a venit niște neamuri în Belgia. Și îi dă telefon, veniți în Belgia, că aici e bunătate, aici e de tăte, aici e bun, aveți servicii, aveți de tăte. Ei avea și servitoare. Gata, într-o săptămână s-a și făcut toți plecat. M-a lăsat pe mâna servitoare. Pe bază ca să vin și să-mi cumpere garsonieră. N-au mai venit deloc, zbori, 6 ani atunci. Și a rămas aici, la servitoarea asta. Viața mea nu vă mai descriu. Nici la pușcărie poate nu trăiem așa de rău, cât s-o bătut servitoarea în loc de mine. Avem pensia mea, o lua, nu-mi dădea nici mâncare, nici nimica. Îmi făcea un ceai pe 3 zile, ca să nu beau fii și zi ceai. O singură fel de mâncare, atâta dacă mâncau. Am dus-o, o bătut geamul din cui, eu 4 ani n-am știut afară, e mare, cald, nimica n-am ieșit afară în loc. Foarte am trăit ca într-o posietate. Și nu vine niciun neam, nimeni să mă cunoască unde sunt. O noră de ei a văzut că își bate joc de mine, avea pe tatul ei, a dus aici la cămin. Și a povestit tată, uite bunica cu tare, cu tare, zice, tare își bate joc soacră mea de el. Zice, băi, adu-o aici, aici s-o ducă foarte bine. Și nora ei m-a adus aici și a rămas aici, cum spus, până acum. Așa. Și o duc foarte bine, n-am ce spune. Însă când mi-aduc aminte ce am avut și tot am pierdut, când nepotul spune, bunică, la mine dacă vin, eu am tot nou. Matale, ești toate locuri de matale, dai cui vrei. La mine ai tot nou. Am dat tot și a rămas cu 2 cămăși. Pe bază când mi-a dus el locuri. Nu le-a mai dus, l-a plecat, a rămas așa, nimica toată. E, și așa de bine că aici o duc bine, dacă mi-aduc aminte ce am avut și nepotul, cum spun, nepotul din Belgia, trimite bani, dar servitoarea nu-mi dă niciun leu și sufăr. E, acum, o dat Dumnezeu de-a descoperit că nepotul trimite bani și de acum am luat legătură cu el. Mă bucur că mă gândesc, Doamne, eu mor. Cine mă îngroapă? N-am pe nimeni să știi cineva nimeni. Și acum am descoperit, o trebuie să răspund să n-am grijă, să stau liniștită, iau grija mea și n-au știut că mie nu-mi dă servitoarea lor niciun bani.